început să vină alaiul de colindători. Îmi pare rău că uităm din an în an să ne mai ținem de tradiții. Sunt foarte frumoase. Chiar am simțit sărbătorile astea. Nu le-am mai simțit de mult. De când eram copil, n-am mai simțit starea asta de sărbători. Mi-am retrăit copilăria. Dau să moară lăsii, dacă nu dau. Gata, mă! Dorințele lui Neamărin vor fi zădărnicite pe alocuri de Liviu Vârciu, fiul rătăcitor pe care tatăl spiritual vrea să-l readucă pe calea cea dreaptă. Tu ce faci cu Anamița? Tu te urci pe cal? La stânga, Coanamița va încerca să ajute și să deoache lucrurile. Nu vă faceți griji, nu iau aș vede de treabă, căci va fi de muncă. Băi, nu mai mulge vaca pe mine! De la iesle până la mănăstire... Ce să caute posedatul mănăstirii, asta e problema. De pe tocuri până sus pe deal. Eu sunt nebunit după peisaje, după excursii, după... Eu sunt terminat. În căruță. Știi ce e bine, Neamărine? Hei! Că nu plouă, bre! Da. În viteză, în ciorapi, în ploaie. Ne-am bătut ca nebunii. Ajutor! Era atâta nebunie de nu vă puteți închipui. Pentru că Vica n-a mai știut. Și arunca cumpărăturile lor. A fost o muncă foarte plăcută, nu mai vreau să mai repet. Și noi ne plătim munca, azi, nu, bani mulți. Eu și Vica avem bani mulți. Azi, dacă vreau să cumpăr ceapă, uite, cumpăr ceapă, na. Dacă vreau să cumpăr ăsta, cumpăr. Să-ți iau de ăsta, bă, îți plătesc eu, ce treabă ai tu? S-a dezlănțuit iadul în piață. Virial, dracu, să fii cu fasolea ta. Toată piața a fost ca o bombă atomică. Fasolea ta, fasolea. Și am intrat în pământ când am văzut că i-am dat direct în gură și a deschis gura. Ce, mă, ce s-a întâmplat? Ce-i buțin? Vreau una? Pregătiți-vă de o sărbătoare a celor mai frumoase tradiții. Doamne, ți s-a ridicat părul. Da. Oh-ho! Oh-ho! Cel mai tare din zonă. Români, lugari! Mamă, îmi vine să plâng, să moară, dragă. A celor mai curate sentimente păstrate cu sfințenie de oameni de esență tare. Noi nu ne forțăm. Tradiția la noi o respira. Ia mai de noi! Fiți gata să vedeți boi împodobiți, brazi îmbrăcați de zi mare, straie curate și gânduri impecabil păstrate în cufărul unui tezaur neprețuit. Sărbători fericite! În prima zi am dat deșteptarea la ora 8, am ținut neapărat să bat prima dată la Edi și la Tomiță. Am încuiat ușa de seara, știi, și când a început să dea cu pumnii, nu știu, erau să ne cadă toate tablourile de pe perete. Neața! Parcă sunteți în armată aici! Ne-am pregătit! S-au speriat în prima fază pentru că Tomiță nu e obișnuit cu mine. Tomi a dormit așa cu grijă, că se mai auzeau pași pe scări și îl vedeam cum trebuie să are și atent. Ce știam de Neamărin înainte să vin era faptul că e foarte, foarte vulcanic, foarte agresiv și te-a la bătaie. Bună dimineața, băi, tot a așteptat așa în chiloță azi noapte, zice, m-a așteptat așa în chiloță, nu? No? Asta în viața mea, mai mari guri. Ca cine? Astea? Astea două? Doamnele, doamnele și cap. Ia mări. Ca? Ca? Asta de sunt tabără, cred că n-au ieșit de mult în casă, în casă în gura ta, n-am fost așa că am dat tot. Dansează seara. Da? Cu Edi, eu am mai filmat și am mai făcut emisiuni. Edi e un tip foarte mișto, e haios, e spontan. Cu Tomiță nu știu, nu mă bag, mie nu-mi plac ispitele. Hai la micul dejun. Haide, păi la mie nu bați. Ba, numai pe tine te-am văzut de dimineață. Nu mai bat. I-am spus, sunt 10 minute la micul dejun. Gata, vin. Și aici am cunoscut-o pe Ramona Bădescu, o fată faină. Faină și așa cum se cere, cum e calibrul lor. 60, 90, 2 metri de picior.
Faina și Vica, cu care Piți a făcut un băiețel frumos foc. Edi l-am cunoscut când am fost la Șef la Cuțite, Tomi, băiatul de la Insula Iubirii, ăsta de ce prinde nu iartă nimic, și că pentru aia e plătit. Și noi suntem în emisiunea asta, dar noastră e poftiți la muncă. Indiferent care ne-ar fi ocupația de bază ca vedete, cum bine spune Coana Mița, aici suntem la muncă și nu pe ochi frumoși, ci pe fapte bune pentru cineva anume. Am venit aici să muncim pentru a putea să îi dăm o șansă unui copil. E vorba de Radu, așa că Radule, spune-le povestea și lor ce mi-ai spus mie, te rog eu. Povestea mea începe cu locul unde m-am născut eu, casa părintească. Am avut o copilărie nu tocmai plăcută. Când eram mic, aveam doar o cameră. Am fost 8 frați acasă. Neajunsuri în familia noastră au fost multe. Uneori nu aveam, practic, nu aveam ce mânca. Erau scandaluri, conflicte între părinți, de la neajunsuri, de la viciile pe care tatăl meu le avea. Și am trăit oarecum într-un stres. Taică mi venea acasă beat, își căuta orice motiv pentru a face scandal. Era violent, ne alunga, eram nevoit să plecăm, să fugim din calea lui. Rămâneam afară, mergeam la bunici. Atunci am renunțat la școală. 2 ani am rămas repetent în clasa 6. Apoi părinții nu aveau grijă aia să-mi fac eu temele. Și apoi uneori ne băteam, scandaluri erau aproape în fiecare zi acasă. Păi tata spărgea ușa ca să o pocnească pe mama. Noi ne băgam pentru mama, apoi tata ne pocnea pe noi. N-am dus o viață pe ușoară. Când eram copil, plângeam destul de des. Plângeam atunci când vedeam că mama este lovită, când ajungeam la școală și vedeam că colegii mei aveau sandvișuri, erau îmbrăcați bine, eu umblam cu papuci rupți, cu... Da. Toată lumea mă trata așa, cu... ca și cum eram o cârpă. Fiind copil, mă simțeam așa, fără nimeni. În acest timp în care copiii cei mari se simțeau uitați de lume, hăituiți de foame, sărăcie, în căutarea unui drum în viață, acasă, certurile dintre părinți au dus la divorț, mama punându-și speranțele în relația cu un alt bărbat, în casa căruia a plecat împreună cu cei doi minori, frații cei mici. Fratele cel mare, Radu, a continuat să-și caute de muncă și, după multe eforturi, într-o zi a primit în chirie o garsonieră socială. Eu am terminat liceul și am plecat în căutarea unui loc de muncă la undeva la Timișoara. Acolo am crezut că o să fie mai bine, dar la scurt timp am fost sunat că copiii sunt lăsați de izbeliște, sunt fugăriți, practic, de actualul concubin al mamei, nu erau acceptați. Norocoasă maică-ta, a nimerit bine și a doua oară, nu? Da. Am hotărât să mă întorc în Crucea, să pot să le ofer celor doi frați o viață cât de cât normală. Când ne-a luat Radu grijă, aveam 12 ani. Nu am înțeles că am vrea mulți atunci, că eram foarte mic și nu prea înțelegeam eu. Și ne-a luat de la zero. Ne-a pus să facem totul ca lumea și... Apoi ne-a pus să le facem și temele și să fim și data viitoare pregătiți. Acum m-am obișnuit, că îmi place să mă duc și la școală și să mă duc și curat. Dacă Radu nu venea să aibă grijă de noi, să ne ia cu el, eram și acum pe stradă dezbrăcați, nespălați, nemâncați. Acum sunt acolo, stau în garsoniera aia împreună cu cei doi frățiori. Am început munca, lucrez la școala gimnazială Crucea, ca fochist. Întrețin focul, pregătesc materia primă pentru centrala termică, pe lângă serviciul pe care îl am la școală. Mai muncesc în weekenduri la nunți, ca ospătar, la lemne, după amiezele, la lemne, la cartofi, unde sunt solicitat tot timpul mă duc, să mai fie un ban în plus în casă. Nu iau un salariu mare,
dar îți mulțumit că copiii sunt îngrijiți, avem ce pune pe masă, am strictul necesar în casă. Eu îl iubesc mult pe Radu, că ești ca mama mea și ca tata meu pentru mine. Eu sunt mamă și pentru mine povești de genul ăsta, când mamă pleacă, lasă copiii, se duce la concubin, nu mai pasă de familie. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Pentru mine este ceva de neînțeles, de neconceput, de cum poți să nu iubești acei pui pe care ai făcut. Eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Pentru mine copilul meu este tot, nu-mi doresc să judec. Pentru că fiecare are povestea lui, dar eu pentru copilul meu dau și viața. Păi mama e mama, că pronunț cuvântul mamă, îl pronunț din inimă. Tu să-ți lași îngerii tăi de copii să-i vezi că se chinuie și să-i vezi că are grijă unul de alt și tu să stai cu amantul? Faină, mamă! Pe părinții mei i-am iertat. Îmi văd de viața mea și mergem mai departe. Pe frații mei eu tot timpul le-am spus, sunt părinții noștri, trebuie să îi respectăm, să iertăm dacă trebuie, să iertăm. Dar tu ai grijă de ei, dar de tine cine are grijă? Că și tu ești micuț, nu ești mare. Tu ți-ai? Câți ani? 23 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Mi-aș dori să am un venit mai mare pentru a-i putea ajuta pe frații mei. Mugurel are o problemă la auz din cauza faptului că în copilărie a fost neglijat și a răcit. Nicușor are și el niște probleme cu dantura, că nu a mers la dentist, nu s-a îngrijit nimeni de... Na. Ce vrei tu să muncești, ce vrei tu să faci? Eu ce vreau să... Am vrut totdeauna să lucrez în domeniu în care... Alimentație și turism. Pe aici, uite, aici e o casă. Da. Mie îmi place foarte mult un om care are grijă de frații lui. L-am simțit cu câtă bucurie vorbea de frățiorii lui mai mici. Pentru mine e de ajuns să știu că Radu e un băiat extraordinar și că are un suflet foarte bun și că merită să mă trezesc dimineața pentru el. Atunci când am văzut că sunt la pământ, am încercat singur să mă consolez, nu am avut pe nimeni să mă consolez, să-mi spun o vorbă bună. Uneori chiar așteptam de la cineva o vorbă bună, un sfat. L-ai întâlnit pe Neamărin acum? Vorbă bună n-o să ai. Cu bătaia vă că ești obișnuit, deci n-o să ai probleme. La fel ca și mine. O vorbă bună, n-ai dat, te ajută. Că cum ne-a ajutat până? Dacă ne bate, ne și ajută. Măcar atâta lucru să fac. Asta, o să încercăm acum să vorbim cu proprietarul de aici. Dacă vrea să muncim tot ce vrea el, facem. Dar cu condiția să te angajeze pe tine. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Dom'le, ce frumos e aici! Acum, cred că ai auzit, emisiunea noastră nu mai e poftiți de dăruiți, poftiți, e poftiți la muncă. Eu am o echipă formată de 6 persoane, cu mine 7, și am pornit așa peste tot în țară să muncim, să ajutăm alți oameni care nu prea au avut șansa vieții cum am avut noi, cum ai avut tu, familia ta. Așa că am venit aici la Casa Poveste, cu rugămintea, să... Mă ajuți. Eu cred că ajutorul va fi mai mult al meu, că nu, că eu voi beneficia de acest lucru, pentru că dacă vine un băiat și dacă e și băiat bun și dacă și vrea să muncească, o să îl însurăm aici. Da, să dăm. Ușa s-a deschis, speranțe pentru Radu ni s-au promis. Hai să vedem ce au de făcut vedetele la muncă. Acum mergeți la o stână, da. O să vedeți stâna, o să munciți și la stână, dar treceți pe lanușa, cea care are stâna, da. Luați de lanușa pachete făcute cu cozonaci, ulei, zahăr. Așa. Și le împărțiți la oamenii nevoiași din zonă. Vădane, la noi așa se numesc, deci vădurile la noi se numesc vădane. Bine, bine. Cam nimerit bine, ne-am mai nepunat. Eu așa îl văd pe Liviu, el are foarte mare succes. Azi, doamne, ca să nu mai exagerăm, stați-mă în pace. Numai vădane nu mai luam eu acum. Stai, mă, aici, mă, nu! A zis că ai succes la femei. Hai, mă, că ți-a zis bine, mă, vino cu a... Liviu este un pic mai calnărăvaș, pur sangue, scalpita, este...
Are temperament. Parcă e mediteranean de-al meu. Trece aici între noi. Între noi două, că ești al nostru. Uite. Este sex simbolul al României. E un acel băiat frumos cu gropiță, talentat. Și de bea așteptăm să-l cunosc. Să știți, doamnă, că de asta și eu în echipă acum, uite, l-am pus pe el cu fetele. Care mare succes la fete. Uite, vă zic și care. M-a pus cu ele să mai râdă și el un pic. Fică bătrânul ăsta, Mudava, are de asta, el să încarcă. E vampir, el suge energie. Da, acolo la laborator trebuie să și muncim la cozonac, păi, sau sunt deja făcut? Bănuiesc că ne pune să facem ceva, cred eu. Cred nu crezi că ni le dă așa? Nu, eu luați-le eu, voi, ca să nu deranjez. Șeful nostru e Liviu astăzi, ce zice Liviu, nu așa face. Exact, noi s-ar putea să nu muncim chiar atât de mult. Vârciu este un artist, de ce să fie muncitor? Muncă e zborul sănătății, să muncească bolnavi. Dar ce te-ai îmbrăcat așa? Dacă vrea Liviu cozonac, să facem cozonac. Acum a prins-o. De ce te-ai echipat așa? Ai auzit de vădane? Prost îmbrăcat, așa, într-un prost. Ia uite, tale. Ba, ce-mi place, că noi am îmbătrânit, de când am văzut ultima oară, nu s-a schimbat tot așa nebunie și că e pe baterie, nu înțeleg cum o să zici că e Highlander. El nu obosește niciodată. Noi plecăm la treabă, să rămână, să rămână, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Doamne ajută. Hai, la treabă. Să rămână, doamna Andrușa. Bună ziua! Să rămână, Marin Varbă, mă bucur, vă pup. Mă bucur ia eu, uite-te. Colegele mele. Bună ziua! Ia uite ce dezbrăcate sunt ele. Bună ziua, păi e cald, e soare. Costumele de baie trebuie să le luăm. A fost parfum îmbietor, ne-a primit cu gogoși calde, cu brânzoaice calde. Cum eu, adică venim la muncă și mâncăm. Așa da, așa da. Cum să numesc asta, doamnă? Polembrâu! Și am explicat ce vrem de la dâns, a zis cu mare drag, dantist, să trebuie să serviți un pic de cozonac de la mine, din produsele mele. Dar de ce-i bogăția asta așa, doamnă? Ce-am făcut să merităm așa tratație? Nu, înseamnă că, bă, ne dă să mâncăm și la mă drag și ne. Da. Că noi suntem obișnuiți să mâncăm cu borda plin. Cu siguranță, după soare, o să vină ploaia și cu siguranță după o masă o să vină și munca. Să văd cum vă descurcați. Da, asta este tipic aici în Vâlcea, în zonă. L-a făcut, nu? Că... Nu, nu, la făcuțele de mulți. Ce să facem la făcuțe? Să le mulgeți. Păi fetele, fetele sunt. De ce da, putem să o luăm cu noi ca să bem lapte și cu brioșă? Da. Am gustat un cozonac cu gogoașe, după care ne-a dus în fabricuța ei. Păi, care ați făcut prostia azi noapte, n-aveți voie la culaj, nu mai crește coca. Da? Fără mișto. A placente. Voi vă crezi că... Stai, nu, nu asta, nu asta. A, bine că știu, bine că știu, bine că știu. Bine că știu asta. A, nu, nu! Alo, război! Nu, nu știu, ce? Ce război turbatule? Să rămâna, doamnă, ce mi de scuze. Ce mai bine, bine v-am găsit, să rămâna. E, așa da? E, să rămâna, așa da? Noi niciodată unde mergem nu acceptăm nimic pe degeaba. Noi trebuie să muncim ca să primim aceste produse. Pe fete le-a pus să ungă cozonacii, pe Edi și pe Tomiță i-a pus să umple cu cremă niște nuci să le pregătească pentru vânzare, pe Liviu și Coana Mița să frământe colacii din ăștia specifici bucovinei. În viața ta n-ai văzut cum fac așa. Yeah. În viața mea n-am făcut. Trebuie să pun o dorință. Da, da, da. A 2 de milioane de euro. Ia gândesc, da, da, da. Am gândit deja. Numai la milioane de euro se gândesc. O să vezi milioane. Păi da, păi că îl câștigă și îl dă în binefacere. O să vezi milioane când te mai vede cu pițurcă. Atunci vezi milioane. Până atunci nu mai vezi. Auzi, banii nu aduc fericirea. Da, așa, bravo. Ai înțeles? Ce e asta? Grifca. 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 Și faci frunză. Așa. Poftim. Ia dați-mi și mie una. Mie mi-a plăcut că oricum mă punea bunica mea, Dumnezeu să o ierte, să frământ un cozonac și să... Și mi-am lăsat aminte un pic de copilărie, da. Uite mă cât e de priceput. Doamne, e priceput? Normal. Uite, ia uite. Liviu a fost foarte implicat în toată povestea acolo, în laborator, și noi fiind echipa trebuie să-i încurajăm. Auzi, Nea Marie? Da. Ce face Liviu cu cozonacul, nu face Zoro cu Savia? Da, 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 da. Iese, mă. Ia uite ce împletește șef. Da, da, ia uite, mă, ce face cu codițele, mă, uite cum e. A făcut el niște floricele, o scăriță, la-la-la, li-li-li, lu-lu-lu, tătati, tu-tu, tu-tu. Și gata, ne-a luat ochii,
Dar uite, eu nu credeam că este așa de cuminte. Cine? Fai de mă, fiu tu. Acum două luni de zile nu făcea nimic. Acum uite-te la el cât muncești. Deci și acasă, sensoară? Casa o are deja făcută. Dacă sensoară? Avem un an de când căutăm o gagică să sensoare. Ah, casa ai. Are casa, are. Păi lui e greu să găsească o gagică, că el e perfect. Oh. Păi bune, păi e unul dintre cei mai miștori bărbați din România. E greu pentru el, da, știu. Auzi? Da, dar el vrea acum să-și găsească... E foarte greu. Ceva așa care e, să iubească, să fie așa, adevărat. Pe sufletul lui dulce. Da, da. Da? Erau pe acolo femeile nebunite, Fanny, Nora, proprietarei. Cred că dacă mai stea Vârciu pe mai mult pe acolo prin laborator, nebuneau toate pe acolo, lăsau și cozonaci, lăsau și brioșele, lăsau și plăcintele. Da, a fost frumos. Să știi că e talentat băiatul. Cine e? Șeful. Care dintre ei? Al micu. Mie aia îmi plac mai în vârstă. Și mie. Da. Are potențial. Are potențial. Zici tu, ia. Are tot ce trebuie. Dar uite că nu zâmbește tot. Nu, e serios. Stai că nu ne aude, știi? E serios. Ia uite ce băia bun e. Ia uite. E simpatic, e plăcut. Ești obosit? Vrei să te mai ajutăm? Nu, nu ești obosit. A încercat și Tomiță să facă ce a făcut Liviu, dar Liviu a fost mai norocos la infolierea cozonacului. Și lui Tomiță nu a ieșit atât de bine precum lui Liviu, dar Liviu e norocos. Lui și cozonacul iese să-i împacheteze foarte bine. Ce să-i faci? Liviu e Liviu. Am muncit? Da. M-au văzut și fetele? Da. Ce mai te mănânc acum să-i demis? Acum hai să mergem, să luăm coșurile. Să mergem mai departe, luăm coșurile, să ducem la... Mergem la femei de maritate. La femei de maritate. A, merg. A, da, acolo vrei. Poate ai o șansă. Da. Doamna a fost foarte mulțumită de munca prestată și ne-a promis că o să ne dea aceste coșuri cu produse din fabricuța ei. Dar ne-a zis, acum trebuie să mergeți sus în munte, unde au o mică fermă de vaci. Eu am făcut cozonac să mulgă altcineva făcut. Da, bine. Da. Acum acolo e problema cu concursul. Acolo e concursul. 3 cu 3. Da. Acum o să fiți în echipe. Acolo. Bun. Mergem la făcuți acum, da? Hai. Bă, iară l-ai pedepse pe Liviu. Eu scut cu Aramiță. Cu Aramiță stai la mine în echipă. Eram un nebunit să mai văd o stână, că tocmai venisem de la o stână. Și la stână e foarte frumos, nu e nimic de muncă. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit. Arim Barbu, mă bucur. Să rămână, doamne. Bine v-am găsit. Cine a așteptat soțul doamnei, i-am spus că ne trebuie lapte, ne trebuie mai multe produse și a zis cu mare drag, dar primul lucru trebuie să aduceți vacile. Uite, ei sunt o echipă, da, băiatul unde? Meu cu fetele da, și eu da, sunt cu băieți. Coanamiță, tu stai deoparte deocamdată. Coanamiță, lasă-o și tu, Coanamiță, păi ce, ea nu mai e fată? Lasă-o în pace cu Maiu. Stai, mă, cât vină cu aia. Petru m-a zis din nou, facem echipe din nou, ce facem la stână? Îți dai seama că e... Dar mă, urmă am aflat un pic așa ușor, a venit Vica lângă mine și mi-a zis să-mi și tu să mulg. Așa, te vreau lituanianco, așa, să fii determinată, să faci treabă. Și ne-a zis, uite, sunt 7 vaci, fiecare cât o vac. Da, să nu dă cu piciorul, nu? Nu, vede că stai în pașul. E fată? Sau ce? Nu, e numai că toate sunt fete. Toate sunt fete. Ce știu? Asta e a mea. Asta ta, dă-te, dă-te dincolo aia. Da. Mamă, vaca ta, păstrează. Ce bine că ai dat în spate. Edi, du-te la aia și spală-i, să ține-i, dai și... Și am început fiecare să mulge. Da, și dacă nu-i place? Dacă nu-i place, o să afli. Dar cred că o să-i placă. Fiecare a mult în stilul lui, cum știe cum să pricepe. Mie milă mă să trag de țâțele astea, jur. Mamă, eu am avut o vacă care nu prea dătea lapte și în spatele meu stătea Tomiță, frate. Mai mult sau cum vreo 10-12 ani, știi? Adică e o chestie ca mers o bicicletă, ai că nu e mare brânză, face acolo țaca-țaca, știi? Eu auzeam în spatele meu. Mamă, și eu trăgeam. Nu se auzea nimic. Mamă, Băi! Ce? Wow! Băi, ești nebun! Mamă, mi-a dat cu lapte, nu știam ce e cald la Băi, nu mai muge vaca pe mine! Nu a fost fan, că ne-am duelat cu lapte din țâțe. Mi s-a nimărit să găsesc una cu ugerul mai micuțel, mai finuț. Dar de mai puțin lapte. Am smuls. Mirosiți?
Miros de vacă. Nu, dar e mai ușor dacă se mai miști, să știe. Mulțumesc frumos, de mult l-am luat un compliment. Un compliment ăsta n-am mai avut de mult. Livache s-a descurcat foarte bine. Eu chiar n-am crezut că el știe asta. Eu, sincer să zic, am crezut că o să dau pe toți pe spate. Când o să vadă că eu știu să mulu vacă. Dar ăștia mulgeau mai bine ca mine. Dar mie nu-mi iese. Nu iese? Nu. Nu frești cum trebuie. Păi uite și tu cât de mari sunt ale tale. Ce-o face vârciu vacilor, nu știu. Dar era toată emoționată. Nici. Nu trebuie să moară ce vreau de la toată. Mamă, ce-i acolo? Vârciule, ai mâna bună, mă. Are noroc, băi! Are noroc, bă, băiatul tati, băi! Dar tu-ți dai seama ce să ne pute capul, părul. He. Știi că l-a miros și cartier. Ai telefonul la tine aici? Da. Dă-mi ca să fac poză, că mulci vacă cu șopardul. Ramona la vacă s-a dus cu ceasul cu diamante. Eu nu știam cum să fac, să prind, să fac poza. Că mi-a s-a părut ceva genial. Să văd acel ceas scump de 10.000 de euro. Nu câteva, nu câteva mii, 10.000 de euro. Cum să-mi plimbă prințuța vacii. Ha? Să-ți dau pe ăsta? Alo? Băiatul tati, să-ți dau pe ăsta? Vezi de treaba ta. Da, bine, așteptăm. Am mulț cam 3 sferturi de găleată eu. Și la un moment dat am zis, gata, eu nu mai mulg, e suficient. Dar l-am văzut la un moment dat pe Liviu, că a început să fie foarte determinat. Când el simte, vede la ochi că eu am mai mult lapte, a început, s-a dus iar la vacă, trăgea mai repede. La un moment dat era cu Ramona, Ramona trăgea dintr-o țâță. El dintr-o țâță ce? Stai că nu s-a terminat, n-am dat stop. Bine, mă, puteți să le mulgeți încă o dată, că nu o să reușiți să faceți mai mult lapte ca noi. Mai aveam un pic să-i mai zic ceva și e de-asta, mă. Mă la... Auzi, gata, m-am obosit deja. Ți-am mai dovedit că știu să fac treaba asta, dar suficient. Dar să vedem cât ai mult, să ai. E, cât trebuie. Nu prea mult, nu prea puțin. Vica a mult un pic și am văzut-o că a ieșit din grajd. Mi-am dat seama că face ceva. Auzi, șeful, umplem și mie repede la, cu lapte asta. Trebuie neapărat. Cu lapte? Da, da, te rog. Că n-am de unii. Hai, găsește. Că n-am. Cum să n-ai? N-am. Hai, că ai. Nu am. Hai, că mi-a zis. Nu, dar... Dă-i. Nu treci, dă-mi cu aceea, că știu eu. Uite, mă, mâncați-aș. Nu umbla cu acolo. Da-și, mă. Uite-mă, drăciu. Ce răchiu v-a lăsat, mă, ceva? Pur și simplu, trebuia să scap gașca mea din acest impas. M-am dus și m-am descurcat. Asta s-a dus și l-a luat, de unde l-ai luat? Da. Jur, da, să mă la Franța! Bă, eu cu multele mele! Uite-te, uite-te, jură-te! Eu să mă la Franța, jur! Uite așa! Acolo, uite-te, ai. Acolo, da, am zis să ieși cu ei, dar bine că l-am zis. N-ai zis că e în echipa mea, da, tu ai zis. Gata, mă, gata. Acum te-ai sucis acum. Nu, mă, cu voie, mă, gata. Păi. Tomițu, oprește coțâța aia, că șună pe tine și vezi că stă la 5 zile. Lasă-l, mă, că e echipă, care? Lasă-l, vezi ceva să-i vădă la mă. Lasă-l, așa ușor. Liviu a luat hol foc, băi, lasă-mă, vaca aia mai ușor, ce mulgi în halul ăsta. Și n-am mulțit acolo, bineînțeles ce era să-i fac acum, na. Era concurs. Ramona, nu te opri, mă, că pierdem. Nu. Liviu se oftică că e ofticos. Cum am ofticat și eu că Tomiță rupea vaca în două și curgea lapte și la mine nu. Cred că a dat mai mult. A dat mai mult decât de obicei? Păi vezi, bre, dacă mai e frumos. El știe cum să le ia. Că dacă știam eu că mulgătoarea asta e atât de talentată, îl luam eu la mine. Dar n-am de unde să știu că ăsta și tânăr și pe Insula Iubirii a prins vă vacă pe acolo. Păi n-am și amuls. N-aveam de unde să știu. Asta cât are, mă? Puțin, bro. Dar noi avem unul cu... Fii atent, Tomi, oare plină, frate. Și îți dau cuvântul meu de onoare, cred că am vorbit 7 minute cu Vica și când m-am uitat în găleata lui, era plină.
Gata! Păi cum facem acum? Păi foarte simplu, o să aducă proprietarul o garniță din asta de aluminiu și fiecare își toară în garniță laptele care l-a mulț. Și la o măsurăm bun. Ține să strecurăm atunci, ține, stai așa. Stai așa, stai așa, ușor. Stai așa, să-l punem acolo și luăm o măsoară, ușor. La ochiul meu de vultur, așa, mi-am dat seama că ei au mult mai puțin ca noi. Liviu se uită, aia, gata, păi noi. Stai puțin, nu tu hotărâi sau eu. Să zică proprietarii. Ce, păi nu? Echipa lui Nea Marina a câștigat. A luat foc. Ce să mișcă asta? Aici mai mult, uite patronii. Iar încep cu perversitățile astea. Ținte-mă o dată de cuvânt, mă. Că de ce? Că mă zic, taci din gură, că nu vreau să zic mai departe ce a făcut Vica. Că dacă noi, fetele. Asta e? Ce asta e, mă? Bun. Liviu avea 4 persoane în echipă, iar noi eram doar 3. Și la final, când am măsurat laptele, noi am mulți mai mult. Ia uite-l, mă. Uite, mă, ce-mi place mie de cam așa. Uite, mă, ia, mă, uite. Nu, dacă mai mulți dau, dau să moară lăsie, dacă nu dau. Gata, mă. M-am mușcat atât de tare, de nu mai puteam. L-am mușcat să-și revine, am zis că îi dau drumul la sânge. Când îl mușc, îi dai drumul la sânge, știi? Da, două ori m-ai mușcat în același loc. Stai! În același loc de două ori. De ce? Ce? Lasă-mă, ferește-mi! Ce? Nu! Băi, să moară tot! Nu! Gata, băi! Gata! El când dă, nu se uită unde, dar a închis ochii și a dat cu pietrele. Noroc că am fost atent și m-am ferit. Și atunci cu biciu i-am dat. Gata. I-am făcut mai vârși pe picioare. Uite, handicapatul. Mi-a omorât șobolan. Te dau în judecată. Da. Te las un gol. Poate mă scos și dator până la urmă. Și ce rău că nu se sesizează niciodată. De ce nu se autosesizează miliția? Cine? Miliția. Nea Marin cu Vârciu au acolo o dragoste neînțeleasă, nu știu, așa, un soi violent, un soi de sadomaso. Deci Nea Marin e cu biciu și cu zâmbetul pe buze, Nea Vârciu-l mușca, dar după aia să iubesc, după aia iar să bat, dar după iar să iubesc. E ceva foarte ciudat acolo la mijloc. Dar eu nu mă bag în asta, că nu-mi place să judec. Înțeles că echipa care a pierdut a avut ca sarcină să aducă lemne de la pădure cu calul. Liviu respectiv și fetele. Dar care e situația aici? Ce trebuie să facem? Domnul cu calul! Dar unde ne duci? Să luăm un lemn de la unul mare. Singur, la lemn. Acolo sus, dar mai sunt și lemne jos. Hai, Vico, ce, nu faci sport sau care? Dacă mănânci, ăla joci. Iar Nea Marin a plecat cu tot cu lemne și cu laptele rezultat să-l ducă la mănăstire acolo, pentru măicuțe. Așa, ia-o tu și noi o luăm după tine. Așa, o luăm după tine ușor așa. Hai cu noi. Asta e turcul, mă. Asta e turcul, turcule, da. Turcule, haide, mă. Hai, turcule. Haide. Haide, turcul. Hai, atât. Și am luat-o frumos așa, cu Nașu și cu Tomiță, pe prin munte, așa frumos, a fost magic. Hai să mai schimbăm. Știi care fac? Hai, da, vrei, mai schimbăm. Lasă. Ia Nea Marina. Noi coafă, mai schimb și eu cu... Hai, lasă cu duchiul. Duchiul, ușor, mă. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că eu am avut ocazia să călătoresc prin atâtea țări și n-am avut ocazia să descoper partea asta a țării, Bucovina. Parcă eram un stăpânul inelelor, cam așa arată Bucovina, mai frumoasă decât stăpânul inelelor. Auzi, sper să fie peste dealul ăsta, așa! Greu drumul, foarte greu. Dar nu e ca pe bulevard la Roma. Hai, fetelor, hai la sport. Hai că faceți piciorul frumos. Fesierul se ridică. Facem piciorul frumos la pantoful urât.
Am avut noroc, eu cu Vica am avut cisme de cauciuc. N-am avut atâta treabă, dar Ramona a fost în niște cizmulițe de firmă. Ați căs bocanci, speli, dă-i, Doamne, iartă. Sunt aia de la Hermes. Mă scuzați. No, acum a ieșit terenul așa cum e, e frig, a plouat și s-a înnoroiat toată. Ia unde? Care? Hai, ăsta e de aici, nu? Care? Că sunt trei acolo. Hai, dă-l dracu să le ia, luăm pe ăsta, așa e. Măi, lasă-mă în pace. Poate ar fi ceva? Ăsta de aici, iată. A? Trebuie făcut ca instalat la cap. Da, rostit. Exact. Ce vorbești, măi? Ce-a făcut? Trebuie rostit ăsta. Păi îl rostesc eu, c***ura, mă, ți c***, l-am rostit. Nu, la cap. Să nu rupi în teren. Ce trebuie făcut, mă? Rostit. Cum să-i rostit? Să-l înjurăm un pic, ce vrea să-l rupă teren. Eu nu sunt de acord cu pădurile să fie tăiate. Da, ci că erau niște lemne care trebuiau tăiate, le-am ancorat eu de un copană, într-un lanț, lanț legat de o iapă foarte puternică și nărăvașă. Atenție, 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 atenție! Fugi, fugi, fugi! Ho! Atenție, Eli! Ho, 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 ho! Du-te și ia-o, să nu-și facă vânt cu Liviu! Foarte nărăvaș calul. Ia-o, că-i prea nărăvaș. Să-i te pe... Tu tragi de hățuri, dar mie nu-mi place, că vă lovesc în gură. Ia cu. Te ce simte pe tine? Ia fugiți de la picioare, Liviu! Nu numai calul era nărăvaș, și cine îl mâna era foarte nărăvaș. Că la un moment dat el mergea călare pe cal și ne-a zis care vrem să călărim calul. Vica zice, hai eu. Ai grijă. Brr, brr, unde mă prind? E păr aici. De păr, de păr. Vica, nu știu unde te urci. Eu i-am spus, stai liniștită, mergem pe jos. Pe jos am venit, pe jos mergem. Calul e foarte nărăbaș. Așa. Vezi că cobor? Ține-te de păr. Nu, eu cobor. Am glumit. Ține-mă calul, nebunule. Nu mai merg, lasă-mă în pace. Am coborât imediat, pentru că mă gândeam că o să ajung călărețul fără cap, jos. Unde să mergi, mă, cu ăsta? Doamne! Uite, îți dai seama, cicica, urcă-le pe cal! Ia, ia uite! Uite, mă! Mamă, ce puternic e! Asta e nebun! Pe cal îți trebuia acum! Asta e nebun, jur! Nu știu ce a fost în capul meu, cred că aerul ăla de la munte m-a zăpăcit. Hai, fetelor, răsfă și mă simt și eu mascul feroce. Am trei doamne după mine, hai! Hai, hai odată că vorbesc! Hai, că nu stau să stau după voi! Da, hai, să trăiți! Șeful, gata! M-am distrat cu fetele, mamă, m-am distrat. Puh, zici că era ziua mea. Poziția asta, de unde e poziția asta? Îi place poziția asta. Mamă, turbam, nu știam, erau măicuțele acolo. Te vino să te rogi, să te ierte Dumnezeu de păcate, hai. Uite măicuța acolo. Hai. Nu ți-e rușine, uite, să uite măicuța la tine. Te aduc pe calea cea bună și cea dreaptă. În biserică, nebunul. Nu știu de mine. Măicuța i-a venit să-l vedeți, mă neamă.